Bună dimineața! Știu că nu mă vedeți foarte bine și că e destul de întuneric. Asta pentru că este de vreme. Dar totuși am zis să încep un vlog acum. Pentru că am să vă arăt mai multe produse pe care le-am cumpărat. Să le-aș primit în ultima vreme. Sunt produse pe care le folosesc și pe unele din ele și îmi plac foarte mult. O să întorc camera și o să vă arăt ce și cum, dar până una alta v-am să vă anunț că pornim un vlog, în caz că nu v-ați dat seama. Asta este fața mea de dimineață. Urmează să încep munca pe ziua de astăzi, numai că nu știu sigur la ce oră. Aștept să fiu anunțată. Până atunci am zis să fac introducerea la vlogul acesta și să vă arăt produsele ca să mi le pot pune la loc, așa că o să întorc camera și o să vă arăt ce și cum. Haideți că am pornit blitzul. O să încep prima dată cu acest ulei de machiant de la Nivea, pe care știți că îl am de mai multă vreme și n-am folosit decât un sfert din el. Și încep cu el pentru că l-am și pe acela, care este din aceeași gamă, să zic așa. Acesta este cu ulei din semințe de struguri, este pentru pielea sensibilă și nu are miros, pur și simplu. Are 150 de ml, mie îmi place foarte tare. Deci am descoperit produsele astea sub formă de ulei. Și vreau să vă spun că mă demachiez foarte rar cu apă micelară. Deci îmi place foarte mult și nu trebuie o cantitate mare ca să-ți demachezi tot tenul, plus că vine cu pompiță și te ajută cumva să dozezi produsul. Ce nu-mi place este că curge oarecum și mi se cam desprinde eticheta, dar contează produsul și să știți că eu vi-l recomand. Așa că, deci pe ăsta, când l-am cumpărat, am dat 18 lei, parcă, din Penny. Și tot în Penny l-am găsit pe ăsta la ofertă. Asta este hidratant și celălalt este soothing. Deci l-am găsit pe ăsta la ofertă cu 14 lei. Așa că mai erau doar 3 recipiente acolo. Am zis că n-am cum să îl ratez, așa că l-am cumpărat și pe ăsta. Asta este pentru tenul normal cu ulei de nucă de cocos. Și abia aștept să încerci pe ăsta, dar aștept să-l termin pe acela. La categoria geluri de duș am așa. Andrei l-a primit pe ăsta de la Avon Senses Wildness cu lămâie și eucalipt. Miroase foarte drăguț, are 500 de ml. Eu l-am primit pe ăsta cu vanilie și orhidee. Vanilla orchid. A, cu piersică albă și vanilie. Orhidee? Nu știu. Dar miroase drăguț și ăsta. Este noua gamă Precious. Sunt uleiuri de duș, cumva. Se pare că în ultima vreme am o problemă cu uleiurile. Apoi ieri mi-a ajuns acest Bubble Bath. Este din gama de Crăciun. Pure Delight. Acesta este cu, nu vreau să vocalizeze, Sweet Vanilla Sugar. 250 de gram, de mililitri, și îmi place că cum arată și ambalajul. Și din aceeași gamă mi l-am luat pe amândouă, pentru că nu puteam. L-am pe ăsta Mary, cranberry și portocale, merișoare și portocale. Și ăsta miroase foarte bine și îmi place. Și din aceeași gamă de Crăciun, cumva, pe mine mă duce cu gândul la Crăciun toată treaba asta, am văzut și combinația asta de cireșe negre și nu știu ce vrea să fie asta, nuts, alune nuci, nu știu ce vrea să fie asta, nutmeg. Cred că nuci. În fine, miroase foarte bine. Asta este gelul de duș. Îmi place că e așa sidefat, are 200 de ml. Și asta este loțiunea de corp. Loțiuni de corp nu aveam nevoie, dar cum veneau la set, am zis să le cumpăr și o să le și folosesc ca și set.
Apoi mi-am dat o comandă pe Notino pentru că aveau ceva reducere, nu reducere. De fapt, sta să termin cu produsele de la Avon mai întâi. Mi-am cumpărat această cremă pentru față, pentru tenul uscat și foarte uscat de la Avon Care cu avocado. Eu am din aceeași gamă, dacă știți voi, masca și îmi place foarte tare și am zis să-mi iau și crema. De fapt, am cumpărat două din gama asta, dar una a plecat deja. Apoi, mi-am cumpărat crema asta de ochi Luxury Refining de la Planet Spa cu extract de caviar negru. Eu o mai am pe cea cu alge, cea pe albastru, bă, e pe terminat, așa că am cumpărat-o și pe asta. Tot de la Avon am cumpărat pentru Andrei acest șampon Soft and Silk, șampon și balsam cu aloie și macadamia, dar să știți că l-am folosit și eu și nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi hidrateze atât de bine părul un șampon. Deci ador șamponul ăsta, îl folosesc întâi pe ăsta și după aia ca să îmi țin cumva în frâu mătreața și problemele pe care le am, îl folosesc pe ăsta de la Head & Shoulders cu cafeină. În baie am varianta mare, dar cumva l-am primit și pe ăsta în varianta mică și m-am bucurat foarte tare de el. Pentru Andreea mai am un deodorant din ăsta de la Dove, nu pot să zic că preferatele lui, dar na. Și de pe Notino mi-am luat o tartă din aia de la Yankee Candles, poate o să o pun prin un clipul cu terminate ca să vă arăt, să știți și voi. Și am zis să încerc și eu serurile astea de la Delia Cosmetics. Acesta este un ser cu acid hialuronic pentru față și gât. Are 10 ml, vine cu pipetă și să știți că trebuie o cantitate foarte mică aplicată pe fiecare parte a feței, să zic așa, cam două picături pe fiecare obraz, pe frunte. Și îmi place că îmi hidratează tenul, mi lasă cumva moale și pregătit așa pentru machiaj, nu știu, mie îmi place foarte tare cum își face treaba și am zis să-mi iau și arganul și mai are ei un ser, nu știu cum se numește. În fine, o să mai iau chestii de la Delia. Și în căutarea mea disperată de hidratare pentru păr și așa, mi-am luat această mască de la Organic Shop. Este cu zmeură și acai. Acai sunt coacăze? Nu știu sigur. În fine, 98% ingrediente naturale. Eu am mai auzit despre cei de la Cosmetic Shop că ar avea produse bunicele. Masca asta a costat foarte puțin, dar na. Am zis să o încerc. Pe ea scrie că este pentru volum. Eu nu am neapărat nevoie de volum, dar bănuiesc că cumva și cumva hidratează. Pentru că am văzut pe site că scria că hidrata. Are vitamina A, E, B, C, deci cumva ar trebui să hidrateze cu atâtea vitamine înăuntru. Și cam astea sunt noutățile pe care eu am avut să vi le arăt, am vorbit destul de mult. Pe ziua de astăzi nu știu ce o să mai fac în afară de muncă, dar o să vă mai arăt și vouă una alta. Și vreau să întorc camera să vorbim o chestie. După cum ziceam, am întors camera ca să mă și vedeți, deși nu e foarte luminat afară, chiar dacă sunt în fața geamului. Voiam să vă spun în felul următor, să nu mă mai întrebați de ce am comentariile oprite. Ei bine, pe unele canale, chiar și pe canalele mari, nu știu dacă ați observat, dar sunt comentariile oprite. De ce? Pentru că monetizarea, ceea ce înseamnă generarea de bani pentru un canal de YouTube, cere acest lucru. Dacă tu vrei să îți generezi bani cu canalul tău de YouTube și cu clipurile tale, atunci trebuie să te conformezi. Plus că mai e acea corporație care, asociație, cred că mai bine, care ajută minorii, gen să nu le afișeze pe YouTube conținut neadecvat și acea parte
cumva cere să oprești comentariile sau cere să îți selectezi tu videoclipul ca fiind pentru copii sau ca sau că nu e pentru copii, că nu găsesc cuvintele dimineața. Deci de asta am eu comentariile oprite, pentru că așa cere generarea de bani. Nu știu dacă la toate canalele este așa, dar eu am văzut și canale care sunt cu mult mai mulți abonați decât ai mei, care au comentariile oprite, gen Adrian Pov, pe care cred că îl știe toată lumea, are comentariile oprite și mulți alții, nu știu. Cel puțin la mine așa s-a întâmplat. Eu am monetizarea făcută de la 500 de abonați. Și asta este situația. Nu o să mai puteți să-mi scrieți comentarii. Dacă vreau să-mi scrieți comentarii, înseamnă să demonetizez canalul, ceea ce nu îmi doresc, pentru că eu, practic, nu neapărat că fac averi din chestia asta, dar totuși, mi-ar plăcea să văd acolo cum se strâng câțiva dolarei, 10-20 de dolarei, să zic așa, să văd că cumva munca mea este plătită, nu că aș scoate banii aia sau că aș face nu știu ce cu ei, nu. Departe de mine gândul ăsta, că nu o să ne ajungă niciodată banii ăștia nici pentru o pâine. Și zic 10-20 de dolari în 3 ani. Deci, da. Din cauza asta am comentariile oprite și așa că nu o să mai puteți să-mi comentați la clipuri. Dar puteți să-mi lăsați mesaje pe Instagram. O să încerc să vă las în descrierea fiecărui clip pe YouTube. O să vă las contul meu de Instagram. Și acolo vă răspund la fiecare în parte la orice mesaj sau la orice întrebare vreți să îmi adresați voi. Bun. Am lămurit și treaba asta. Mă duc să-mi pun produsele astea la loc și să mă apuc să-mi fac ordine că o să încep munca curând. Noi ne auzim mai târziu. M-am gândit să fac și eu ceva cu fata asta. Nu mult. Deci n-am nici fond de ten, nici pudră, nici nimic, doar cremă și atât. Mi-am făcut sprâncenele, mi-am pus rimel și un ruj. Da, acolo vedeți globul acela. Cred că ați văzut clipul cu decorațiuni, mă rog, cu luminițele pe care le-am pus eu anul acesta și cum am făcut eu prin casă. Aș putea să vă mai arăt una alta cum am mai decorat pe aici, dar poate mai târziu. Voiam să vă pun la curent cu faptul că asta fac eu zilnic pentru fața mea. Îmi fac rutina de îngrijire / hidratare, după care îmi pun niște sprâncene, îmi pun rimel, ruj și cam asta sunt toată ziua. Bine, rujul mi-l mai schimb, îmi pun și glosuri, depinde de starea pe care o am. Și da, mi-am aprins și eu o lumânare undeva pe acolo, mi-am deschis geamurile să se aerisească, mi-am făcut ordine prin casă și am zis să mi-așez un pic și fața, voiam să vă arăt. Nu știu dacă v-am mai arătat. A, da, aici pe ușă mi-am pus coroana pe care am făcut-o eu cu mânuțele mele. Dar cred că v-am arătat chestia asta din Penny, pe care vreau să o pun pe masă. Da, nu știu cum să vă arăt. Vine așa, pusă pe masă și cumva lângă ea mă gândeam să pun, nu lângă ea, pe ea, mă gândeam să pun chestia asta. Nu știu dacă o să vedeți, haideți că întorc să vă arăt. Chestia asta este o ramură de brad artificial cu niște merișoare, cu zăpadă artificială care cade peste tot. Și aici are o lumânare în mijloc care miroase super bine, dar m-am răzgândit și am pus-o aici pe măsuța asta de sticlă din sufragerie. Aici mi-am pus o steluță și pe tot geamul ăsta, să zic așa, mi-am pus niște fulgișori. Pe aici n-am schimbat nimic. Aici este bradul, care nu este, nu am dat drumul instalației, dar așa arată. Am ales să pun și sub el, da, chestia asta ar trebui călcată, dar
Mi-a fost lene când am împodobit bradul și oricum când dau drumul la instalații nu se mai vede. Deci, da. Apoi mi-am mai cumpărat din Penny instalațiile astea. Nu mai un pic. Mi-am luat două, una aici și una am pus-o acolo, sus. Așa, pe baterii, mi-a plăcut foarte tare, le-am pic cu scoci. Mai am chestia asta pe care am primit-o. Mi se pare foarte drăguță. Aici, pe toată marginea asta de la bucătărie, de la blat, mai exact, de la mobil, de la blat, am pus o instalație albă ca să o aprind dimineața la cafea. Și cum spuneam, aici mai am încă o instalație din asta. Și se pare că per total așa arată foarte, foarte drăguț. Aici mi-am mai pus niște sticăre, boala mea cu sticărele. Am primit o chestie din asta, un fel de mileu cu clopoțel și motive de Crăciun și l-am pus și pe ăsta aici. Aici pe frigider mi-am pus sticăre. Aici este coroana pe care v-am arătat-o. Iar aici pe oglindă am mai găsit sticărele astea tot din Penny. Au fost 4,50 lei o foaie din asta de sticăre. Și am luat și am pus așa pe oglindă. Și aici sunt eu. Deci, da. Cam asta am făcut noi ca și decorațiuni. Și acum aș vrea să bag și bradul ăsta ca să vedeți un pic cum se vede. Deși cred că ați văzut clipul ăla, dacă l-ați văzut, n-aveți cum să-l lăsați în comentarii, dar vă rog să îmi scrieți pe Instagram. Și uite așa este și bradul. Cu luminițe. Mie mi se pare că arată drăguț. Este mic, dar e drăguț și nouă ne place foarte, foarte tare ce a ieșit anul ăsta. Chiar îmi doream mai multe luminițe pentru că eu sunt fan luminițe. Ah, pe aici am mai așezat una alta prin bar. Chestia Andrei a primit asta de ziua lui. Este o sticlă de vin cu un mesaj drăguț înăuntru. Am mai aranjat și pe aici. Aici sunt măceșele mele la uscat care nu s-au uscat încă. Și, și asta a primit-o Andrei de ziua lui. Și aici mai am chestia asta pe care am luat-o din Sinsei. Asta este o din aia de spui gheață și pui șampanie sau vodcă înăuntru să ține rece cu cap de mort. Tot de ziua lui a primit-o și pe asta. Și ce m-am gândit eu să fac până o folosesc pe post de ce este menită. Am luat instalația asta din Penny cu sârme. Mi-am luat cam țeapă cu ea, dar în fine, mă așteptam să fie un pic mai mare. Dar i-am găsit loc aici, în treaba asta. Și când este întuneric, acum e lumină din partea asta și de asta nu se vede, dă bine așa, iese toată lumina aia, iese prin X-măsul ăsta care arată foarte drăguț. Iar pe marginea la mobil așa, am lipit un fel de scotch, cred că washi tape din ăla, am luat eu la un moment dat din Jumbo, este holografic și am lipit și se vede foarte drăguț când, vedeți? Când este lumină în casă, se vede foarte drăguț sau blitz sau ceva, nu știu, mă rog, când aprind becul se vede cam așa. Și îmi place foarte tare cum a ieșit și am pus pe toate marginile astea de la mobilă, vedeți? Și cam asta am făcut noi de Crăciunul acesta. Mai am să pun pe masă doar traversa aceea și atât. Tare mult îmi place cum ne-a ieșit anul ăsta toată treaba. Pungulița aia am pus acolo pentru că îmi place că e plină de sclipiceli și le are pe moșul. Și aici vedeți, asta e plină cu bomboane de diferite feluri de ciocolată. A, e goală de acolo, apropo. Moșul ăsta l-am de anul trecut. L-am primit la un moment dat, nu știu, de la cine, nu știu cum, dar nu l-am mâncat anul trecut. L-am pus în cutia cu decorațiuni. Și anul ăsta l-am scos și l-am pus aici. O să-l mai pun an la rândul până o să se strice ambalajul. Asta este omul de zăpadă cumpărat din Penny. Și cam asta este treaba la noi. Cu multe lumânări aprinse, când sunt aprinse, aici am tarta de la Yankee Candle, chiar, haideți să vă arăt.
Da, o să fac mizerie pentru că am tăiat-o. Așa arată. Ice Blue Spruce, nu știu cum se pronunță. Miroase a curat. Uitați câtă mizerie am făcut din ea. Super. O să curăț după aia. Ca să nu mai pun uleiurile astea esențiale, am luat tartă să pun în perioada asta de Crăciun. Dar ce nu-mi place este că tot curge pe lângă. Poate am pus cam mult. Deci, da. A, și ce lumina este becul ăsta. Merge pus și pe post de bec normal, doar că eu în loc de becuri, nu știu dacă ați observat, eu am spoturi și acolo chestia aia dinăuntru, nu știu cum îi zice la ăla de la bec, fasung, ăla e mai gros decât ăsta și nu intră. Și de asta l-am băgat în priză, pentru că are și treabă din aia de priză. Am pus aici și căciulițe de Merry Christmas. Am mai pus un din ăsta roșu. Astea, de fapt, niște șervețele de la o față de masă de 12 persoane. Ceva matase, something, nu știu. Nu mă pricep, dar eu pun aici de fiecare dată. Ce urât arată cablurile. Pun în fiecare an de Crăciun pe diferite suprafețe șervețelele astea că dau bine. Și cam atât. Cam asta este situația la noi. În casă, în perioada asta. Floarea asta e ceva de speriat cu ea. Crește într-o veselie. Acolo am pus alta pe un scaun. Aici am colecția de cactus. Și mai am în dormitorul mic mușcata și un aloie. Și cam da. Acolo stă coșul de rufe pentru că ni s-a stricat boilerul. Și trebuie să cumpărăm altul. La seară am încercat să reparăm, n-am reușit. Am făcut un dezastru în baie, doar ce făcusem curat. Long story short, astăzi mergem să cumpărăm alt boiler și scăpăm de toată treaba. Abia aștept să termin, pentru că ieri mi-am făcut curățenie și aseară am făcut dezastru în baie. Și am mai făcut odată și azi o să mai fac încă o dată, dar da. Bun, sper că vă place ce a ieșit la noi și vreau să lăsați un like dacă vă place, pentru că așa o să meargă de acum încolo treaba cu like-urile, ca să știu că v-a plăcut acolo și că ați văzut clipul și că ați apreciat decorațiuni, luminițe și chestii, deși eu v-am mai arătat luminițele astea într-un alt clip, am pus un alt clip, dar aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut, nu știu, chiar aș fi curioasă. Pe Instagram puteți să-mi scrieți sau îmi lăsați un like ca să-mi dau seama. Deci, da, vorbim mai târziu. Am zis să scot blitul ca să vedeți cât de frumos este afară la noi. Plouă destul de tare, vedeți pe geam acolo și e foarte înnorat. Nu știu, la voi se vede mai deschis, acum e perfect, dar e foarte, foarte, foarte înnorat. Nu pot să zic că îmi displace vremea asta, pentru că eu sunt fan vreme înnorată și fan ploaie. Pe mine chiar mă bucură toată treaba cu ploaia, pentru că eu îmi aprind lumânări, mă uit la un serial, chestii de genul. Nu este cazul zilei de astăzi, dar da. La voi cum a fost vremea în ultima perioadă? Nu-mi răspundeți în comentarii. Îmi răspundeți scris pe Instagram. Sper să nu uit să vă las contul de Instagram în descrierea acestui vlog. Da, tot eu mi-am adus aminte că ar trebui să vă mai zic ceva. Sunt încă la stadiul de cafea. Eu sunt genul de om care bea cafea la 2 ore. Da. Voiam să vă rog să intrați pe Instagram, ralu, bară jos, KVU, și să-mi dați un like la ultima postare, cea cu Sano. M-ați ajutat foarte mult dacă mi-ați da un like la acea postare și un follow, desigur. Aș vrea să ajung și eu la 1000 de urmăritori de când mă chinui să fac lucrul ăsta. Dar cel mai mult vă rog să-mi dați un like la postarea cu Sano, ultimele produse pe care le-am primit eu de la Sano. Și de ce nu să vă uitați acolo să vedeți ce produse am primit, poate vă inspir. N-aș mai putea să vă arăt aici produsele
întregi, pentru că deja am început să folosesc din ele. Deja bureței aceia magici care se folosesc doar cu apă pentru a curăța cariocile și culorile de pe pereți, i-am dat nașei noastre pentru că ea are copilași și atunci ei îi sunt de folos. Deci da, un like acolo, vă rog, Ralu, bară jos, KVU. Am luat halatul pe mine. Da. Tot vorbesc cu voi în continuare. O să încep și eu munca pe ziua de astăzi în curând. Și voiam să vă spun că cam asta, că cam ăsta a fost update-ul pe care am avut eu să vi-l arăt. Din ultima vreme, cam asta am făcut noi. Sper că v-a plăcut vlogul. O să-l închei, o să fie un vlog cumva scurt, deși nu cred că am vorbit foarte mult, dar voiam să vă arăt unele chestii, să vă pun la curent și mai ales să vă vorbesc despre comentarii. Ați văzut asta mai devreme. Și da, cam atât. O să închei vlogul aici. Sper că v-a plăcut vlogul, sper că v-au plăcut update-urile pe care vi le-am dat. În continuare, vă aștept pe Instagram, o să vi-l las în descriere. Pe data asta am vlog de 100 de ori, dar repetiție mama învățăturii? Greșesc? Deci, da, o să închei vlogul, ne auzim în următorul clip, care probabil o să fie cumpărături sau empties, pentru că asta fac în ultima vreme. Și da, vă pup! Aveți mare grijă de voi și zi frumoasă și călduroasă, deși afară nu prea e, dar măcar în casă să avem căldurică și confort. V-am pupat!